Ce cere această sfințenie? Să luăm Evanghelia de astăzi în câteva cuvinte, ca să fim și pe tonul Noului Testament. A zis Domnul ucenicilor săi, deci nu oricui. Deci degeaba spui unui necredincios, că el nu va înțelege. Numai ucenicilor săi, celor ce urmează lui. Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi înaintea Tatălui meu. Iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în cer. Până aici nimic mai clar, nimic mai precis, nimic mai adevărat. Trei secole de viețile sfinților pe care dumneavoastră le aflați pe cele 12 luni, de la ianuarie până la decembrie, sunt pline de mărturisiri de credință. Și în ziua de azi, dacă vreți să mărturisiți credința ortodoxă, o puteți face nu în mod arogant, că nu se cere, nu în mod demonstrativ, că nu se cere, nu în mod ostentativ, că nu se cere, nu în mod obraznic, că nu se cere, nu în mod impresionist, că nu se cere, și nu în mod ofensativ, că nu se cere. Dacă ești la serviciu și miercuri și tu mănânci de post, cineva întreabă, dar ce, bă, ești sfânt, mănânci de dulce? Creștinii miercurea și vinerea postesc în cinstea patimilor Domnului. Punct. N-ai vorbit în numele tău, ai vorbit în numele comunității creștine care nu se rușinează a posti înaintea lui Dumnezeu în fața oamenilor. Dacă ai trecut vreodată pe lângă o biserică și ai făcut cruce și ți se pare că ochii sunt pe tine, fă-o cu limba, sau fă-o cu inima, sau fă-o cu mintea, sau cel puțin du mâna la piept în semn de respect, că acolo e Hristos, să vadă că l-ai observat. Dacă ai zice, bă, dar ce faci, te închin la pietre? Mă închin celui care cinstește această clădire, zidire materială, care se numește casa Tatălui meu. Casa Tatălui meu, casa de rugăciune, se va chema. Punct. N-am făcut demonstrație, am făcut mărturisire de credință. Dacă vreodată nu vorbești urât, sau umbli decent, sau vorbești decent, sau vorbești elevat, sau vorbești politicos, și cineva te întreabă, dar ce vrei să faci demonstrație, că ai smerenic, ești evlavios? Biserica ne învață că bunăcuvința, vorba cumpătată, măsura, eleganța, decența în îmbrăcăminte și în vorbe, se numesc împodobirea chipului omenesc cu faptele credinței. Și ce spune Tit în epistolă? La femeie nu este numai strălucirea hainelor, nu numai frumusețea ghirlandelor, a podoabelor ce își pun ele, adică accesorilor astea aurite. Și nu numai împletirea părului, ci și vorba frumoasă, și privirea plecată, și haina decentă, și cuvința față de cei din jur. Vedeți? Totul este o mărturisire de credință. A intrat duminica în biserică, e o mărturisire de credință. A te împărtăși în post, e o mărturisire de credință. Ați spovedi păcatele, e o mărturisire de credință. A întinde mâna unui sărac, e o mărturisire de credință. Orice faptă bună, e o mărturisire de credință. N-ai nevoie să afișezi. În arta sfințeniei, cea mai mare mizerie devine demagogia, ideologia și fanatismul religios, care nu zidesc cu nimic. Și o să spuneți ce ați vrut să spuneți prin asta. Am vrut să spun exact ce spune Patericul. Un avă avea un ucenic, cred că îi spune Pafnutie, dacă nu mă înșel. Și era începător, râvnitor, de fapt, în cele ale credinței. Și mergând odată prin pustie cu măgărușul după apă, a văzut un beduin că se roagă. Ăla era păgân, evident, n-avea botez. Și a început să arunce în el cu pietre și să râdă de credința lui. Beduinul a pus o săgeată în arc, a slobozit-o, l-a înțepat în inimă pe
ofensator și a murit. În clipa aceea Dumnezeu îi spune, du-te că ucenicul tău ce a făcut n-a făcut de răutate, dar e prost și n-are minte. Du-te repede și îl salvează până nu-i prea târziu și se scurge tot sângele din el. A fost lovit de un om căruia nu i-a respectat intimitatea religioasă. Și a venit rapid Sfântul Pafnutie și fără să scoată o vorbă s-a pus lângă beduin la rugăciune, a ridicat mâinile sus și beduinul foarte mirat a spus, dar tu ce faci? Mă rog Dumnezeului tău să te ierte pentru abuzul care l-ai făcut asupra propriului tău. N-a fost niciun abuz, mi-a jignit credința. Ai dreptate. Dar eu totuși mă rog la Dumnezeul tău ca să te ierte. Și cum îți dai tu seama dacă mă iartă? Păi ar trebui să fac un semn. Și beduinul spune așa, păi eu m-am rugat tot timpul de când mă știu eu și nu mi-a dat niciun semn niciodată. Bine atunci, hai să ne rugăm la Dumnezeul meu să văd dacă te iartă și dacă te iartă ne va da un semn. Și s-a pus beduinul cu Ava Pafnutie la rugăciune, au ridicat mâinile sus și au început să zic așa, Doamne Iisuse Hristoase, care ești calea, adevărul și viața, ierți celor ce greșesc, miluiești pe cei păcătoși și ești îndelung răbdător cu cei ticăloși. Iartă și pe robul tău acesta pentru fără de legea săvârșită, de a lua viața a propriului său, fără ca el să fie în stare să o dea. Și a zis, e de ajuns? Cred că e de ajuns. Și cum îmi dau seama că m-a iertat? Vei face semnul creștinesc al crucii peste cel mort. Și el a zis, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și cel mort a deschis ochii, s-a ridicat, rana s-a tămăduit pe loc și a zis, ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, i-a spus Sfântul Pafnutie. Dumnezeu l-a iertat pe beduin că te-a ucis și rugându-se Dumnezeului nostru, i-a dat semn că îl iubește și că îl iartă. Și beduinul a întrebat, dar dacă Dumnezeu vostru e atât de bun și răspunde atât de repede la chemare când îl rogi, n-aș putea și eu să vin la credința voastră? Asta tu vei hotărâ cu precădere dacă sufletul tău simte și înțelege. Și l-a botezat făcându-l creștin, nu demonstrându-i dogmele de la sinoade, nu demonstrându-i repercusiunile și certurile interteologice și interdisciplinare apologetice, histologice, dogmatice și așa mai departe, ci prin semnul smereniei, afacerii de minuni, a dumnezeștii rugăciuni și a puterii lucrării Harului Duhului Sfânt. Bănesc că a fost foarte precis ce v-a spus și ușor de înțeles în ce privește cum lucrează Dumnezeu în materie de credință ortodoxă. Nu-l interesează justețea scrierilor teologice, care oricum sunt de sorginte omenească, ci-l interesează chintesența înțelegerii Harului și lucrării Duhului Sfânt în lume prin jertfa crucii și a învierii, prinsă în revelația Sfintei Scripturi, sub pretextul în care urmează acum Evanghelia să ne comunice.